Pfizer și BioNTech vor autorizare completă în Statele Unite a serului anti-COVID-19 pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani. În cazul în care autoritățile de peste ocean ar răspunde pozitiv, Pfizer-BioNTech ar putea să devină primul producător de vaccin cu astfel de autorizare pe teritoriul Statelor Unite. La fel ca celelalte seruri din Statele Unite, vaccinul Pfizer beneficiază în acest moment de o autorizație de urgență. Aprobarea a fost obținută la sfârșitul anului trecut, iar companiile producătoare ale vaccinului au anunțat acum că vor să o schimbe cu una completă. Între timp, compania așteaptă o aprobare de urgență și pentru vaccinarea copiilor cu vârste între 12 și 15 ani. Decizia vine după ce la începutul lunii, un studiu efectuat pe aproximativ 2250 de tineri din Statele Unite ale Americii a arătat că vaccinul produs de Pfizer-BioNTech are o eficiență de 100% la adolescenții cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. De asemenea, în martie, Pfizer și BioNTech au început să-și testeze serul și pe copii cu vârste sub 12 ani. Companiile speră să-și poată extinde vaccinul și pentru această grupă de vârstă pentru începutul anului 2022. Autorizația completă ar putea permite companiilor să livreze vaccinul direct către cumpărători. Mai mult, obținerea documentului ar crește încrederea în serul anti-COVID-19. Până acum, numai puțin de 170 de milioane de doze de vaccin au fost livrate în statul american.